Cred că v-am obișnuit deja, stimați privitori, cu ideea că apelez la scriitori celebre pentru a face trimiteri cât mai convingătoare la realitățile noastre. Joia trecută l-am luat ca martor pe George Orwell, cel care a scris Ferma animalelor, pentru a demonstra că Republica animalelor independente de la noi e o realitate mult mai veselă. Și chiar dacă unii prieteni de-ai mei, unii foarte buni prieteni, mă sfătuiesc să nu mai recurg la același procedeu, chiar dacă ar putea avea dreptate în privința multora dintre privitorii noștri care nu sunt abonați la clasicii citați de mine, oricum îmi asum riscul să ne referim în continuare la literatură. Astăzi aș vrea să ne amintim de lumea creată de Franz Kafka, autorul romanului Procesul. Atunci când vrei să spui că undeva există multă nedreptate, că viața pare absurdă, lipsită de logică elementară, înseamnă că ai dat peste o lume kafkiană. Ca să înțelegeți mai bine despre ce vorbesc, am să vă dau un exemplu. Făcând o escală în drumul lui spre Sankt Petersburg, la Chișinău, aterizează un avion privat cu președintele unei țări la bord. Acest președinte, din întâmplare chirghiz, se află la noi într-o vizită neoficială care a durat vreo 4 ore. Și ce a făcut la Chișinău acel președinte din întâmplare chirghiz? A stat relaxat în sala de așteptare de la aeroport? A citit cu sufletul la gură ziarele chișinăuiene? A exagerat cu băutul lacom de cafea, coniac sau poate whisky? Nu. Președintele, cum vă spuneam, chirghiz, s-a deplasat în centrul Chișinăului. Ca să facă ce? Să se întâlnească cu președintele Republicii Moldova? Nu. Cu șeful legislativului? Cu prim-ministrul? Nu. Cu vreun președinte de partid politic? Un ministru de externe? Sau, Doamne ferește, cu un șef al vreunui grup parlamentar? Nu și iară nu. Președintele, din întâmplare, chirghiz, a venit să se întâlnească cu un simplu deputat. Iată așa. Bineînțeles că știți deja cum îl cheamă pe deputatul cel simplu. Și de ce l-am implicat aici pe Kafka, mă veți întreba? Fiindcă numai la Kafka un simplu deputat poate fi stăpânul adevărat a unei republici bananiere independente. Să vă mai dau câteva exemple kafkiene. Unul dintre hoțomanii inocenți de prin partea locului, Ilan Șor, cel care ne-a furat miliardul de euro cu un zâmbet vinovat pe față și cu o lacrimă durută pe obraz, i-a făcut cadou stăpânului adevărat al Republicii Moldova un Mercedes blindat. Adică o mașinuță care seamănă cu Dacia Logan, numai că mai mare și mai blindată. Asta ca vreun bugetar înfometat să nu îl împuște pe stăpânul adevărat al Republicii Moldova. Drept răsplată, stăpânul adevărat al Republicii Moldova i-a vândut, sau, zic unii, i-a împrumutat lui Lanșor, încurcată treabă, câteva avioane din flota sa personală Nobel Air. În continuare, vă rog să urmăriți cu atenție firul logic, că de altfel degeaba stați în fața televizoarelor. Cu unul dintre aceste avioane, hoțomanul inocent Ilan Șor l-a adus la Chișinău pe președintele de care vă vorbeam. Iar președintele acesta, din întâmplare chirghiz, s-a întâlnit cu stăpânul adevărat al Republicii Moldova, din întâmplare simplu deputat. Urmează lucruri și mai incredibile. A doua zi, Ilan Șor a cumpărat un bilet la Teatrul de Comedie cu un nume atât de sugestiv, Centrul Național Anticorupție, și s-a distrat de minune la piesa Iată miliardul, nu e miliardul, în care tot el juca rolul central. În aceeași zi, hoțomanul înfometat Ilan Șor urcă în același avion care i-a aparținuse unui simplu deputat și cu care venise un președinte din întâmplare chirghiz și se cărăbănește în Turcia, să mănânce pe săturate la all inclusive, probabil. Și abia reuși adormita opinie publică să se frece la ochi ce se întâmplă, un nou papuc a luat-o la picior din iubita noastră Republică Bananieră,
Căsărica arsă, purtatoarea, din întâmplare de cuvânt a hoțomanului Inocent. Stai calmă, opinie publică, a spus purtatoarea. Șor se va întoarce în curând. Partea dramatică a acestei farse este că Șor chiar s-a întors și a jucat magnific în actul 2 al tragediei comice Nu vă dau eroii înapoi. Iată așa a aflat și adormita opinie publică de la briefingul Șor de ce Șor nu poartă nicio vină. Nu el a furat miliardul. Dimpotrivă, el a muncit pe brânci ca Bemul să prospere. Alte exemple. Republica Bananieră Moldova, binecuvântată și ocrotită de bandiți și mafioți luminați, spune la tot pasul că nu renunță la planurile de integrare în Uniunea Europeană. Și știți ce i-a trecut prin cap zilele trecute președintelui Parlamentului Republicii Moldova? Din întâmplare, finul stăpânului adevărat al Republicii Moldova, din întâmplare, simplu deputat? Că nu România, ci Lituania este țara de la care noi trebuie să învățăm cum să aplicăm legislația europeană, care sunt bunele practici în acest sens și așa mai departe. Așadar, nu România, ci Lituania este partenerul nostru european. Dar dacă stai și te gândești mai bine, în fond e o decizie corectă. Lituania nici măcar nu se află departe de noi. Cred că sunt mai puțin de 2000 de kilometri. La vitezele de azi, o aruncătură de băți. Pe urmă, lituaniana nici măcar nu este o limbă greu de însușit. Așa că vom traduce ușor din lituaniană toate documentele europene. Și un ultim exemplu. Știți bine că noi cumpărăm energie electrică scumpă de la Cuciurgan. România este gata oricând să ne livreze 30% din necesități la un preț mult mai mic. Dar noi continuăm să cumpărăm de la Cuciurgan. De ce se întâmplă asta? Întrebați-l pe Kafka. Bineînțeles că ne interesează foarte mult ce a spus astăzi acest Ilan Șor și ne vom referi, cred că, în detalii la aceste declarații, cu atât mai mult cu cât unul dintre invitații este vizat în aceste declarații a lui Ilan Șor. Dar, mai întâi de tot, de toate, să vi prezint pe invitații de astăzi. Este vorba de avocatul Andrei Năstase, colegul nostru, jurnalistul Alex Kozer, Vicislav Negruță, ex-ministru al finanțelor și analistul politic Anatol Țăranu. Până ajunge la mult îndrăgitul personaj, pentru mine personal, Ilan Șor, aș vrea să discutăm un alt subiect. Circulă foarte mult în diferite medii de informare o știre care n-am putut să-i verific autenticitatea. Se vorbește că în Parlament există, că a fost depus oficial sau neoficial, dar există un proiect de lege prin care vor fi interzise televiziunile rusești. Poate e spus prea drept, deci așa am citit eu, acolo se presupune că televiziunile care n-au semnat convenția de la Geneva nu vor avea posibilitate să difuzeze semnalul lor pe teritoriul Republicii Moldova. Dincolo de faptul oarecum surprinzător că există o asemenea inițiativă sau poate ea nu există, vom discuta despre asta mai târziu. Aș vrea să ne împrospătăm memoria și să ne aducem aminte de doar câteva cazuri de manipulare grosolană, de propagandă neroșinată și minciună sfruntată care vine din la instituțiile media de propagandă rusești. Să vedem materialul după care revenim. Postul public de televiziune Pervăi Canal din Rusia a realizat un material de dezinformare de proporții, imposibil de ignorat. Este vorba despre un reportaj în care o femeie povestește cum structurile de forță ucrainene ar fi executat public un copil de 3 ani în orașul Slaviansk, sub privirile mamei. На площади собрали женщин, вообще-то потому что мужиков больше нету, женщин, девочек, стариков, вот этих и все. И это называется показательный класс. Взяли ребенка 3 лет, мальчика маленького.
трусиков, футболки, как Иисуса, на доску объявления, прибили. Один прибивал, двое держали. И вот это все на маминых глазах. Маму держали, и мама смотрела. Вот это все, как ребенок истекает кровью. Opoziția politică și presa de opoziție din Rusia au reacționat imediat. S-a încercat să se obțină un răspuns de la administrația Pervii Canal, însă nu s-a reușit. Între timp, jurnaliștii de la Novaya Gazeta au realizat un material video cu mai mulți locuitori din Slaviansk, care susțin că aud pentru prima dată despre asemenea caz și că totul este o minciună crasă. Потому что мы люди, как вам сказать, прагматичные, разумные. Мы не видели, чтобы кого-то тут убивали. Nu este prima dată când posturile de televiziune pro-Putin fac propagandă. O publicație ucraineană a adus mai multe dovezi a manipulării la care recurge presa de la Moscova, prin publicarea unor fotografii ce surprind momente sângeroase care nu s-au petrecut însă în Ucraina. Drept exemplu este adusă și o fotografie care înfățișează o fetiță ce păzește trupul mamei ei, ucisă în timpul violențelor. Scena s-ar fi consumat în Donetsk. Publicația în care apare materialul demonstrează însă că imaginea cu pricina a fost preluată dintr-un film apărut pe ecrane în 2010. Totodată, postul de televiziune rus Mir24 a dat publicității o fotografie în care ar apărea refugiații din Ucraina, care s-au dovedit a fi de fapt cei din Kosovo. Recent, un blogger rus a deconspirat propaganda moscovită. Postul TV rusesc Rosia24 a relatat că în Praga a fost organizat un așa numit protest față de sancțiunile aplicate Rusiei. În realitate, acesta este de fapt o făcătură a Kremlinului și că în realitate nu a fost un protest, ci o manifestație organizată cu ocazia aniversării cele de-a două alegeri a președintelui ceh. Ulterior, reportajul a fost șters. Da, hai să vedem dacă ați auzit despre asemenea proiecte de lege care circulă prin Parlament, care ar fi meandrele gândirii politice, cum a putut să ajungem noi la asta. Și în fond, dacă acest lucru se va întâmpla în Republica Moldova sau iarăși avem de-a face cu un joc, cu o manevră minită să stragă atenția poate de la alte probleme. Deci este vorba despre Convenția Europeană privitor la, la spațiul mediatic care este garantată de televiziuni și acolo, de fapt, în această Convenție Europeană, din câte mi-aduc eu aminte, sunt foarte precis prescrise regulile pe care trebuie să se conducă mediile, de fapt, de o anumită deontologie, care este caracteristică pentru mediile care informează publicul larg. Deci, problema e că Rusia nu a aderat la această convenție. Și din acel moment, cum o asemenea lege ar fi fost adoptată în Republica Moldova, acele țări care nu au relații cu această convenție, automat decad din grila de emisie. Este o formulă, după mine, ingenioasă de a garanta ceea ce, de fapt, de mai multe ori la această masă s-a discutat despre securitatea informațională a Republicii Moldova. Iar acest reportaj care a început emisiunea, de fapt, demonstrează în ce măsură publicul din țara noastră este intoxicat de aceste obraznice insinuări care sunt caracteristicile pentru televiziunile rusești, care în marea sa parte nu informează, ci fac propagandă. Fac propagandă clasică. Iar propaganda înseamnă realizarea intereselor unui anumit stat. Și atunci apare întrebarea, dar noi ce avem cu interesele acestui stat? De ce cetățenii noștri trebuie să fie educați în valorile intereselor unui stat străin? E un nonsens. Și e normal că așa să fie. Am auzit și eu, am văzut pe net această informație, că în Parlament undeva deci a apărut acest proiect de lege care deja a provocat niște disensiuni, dar iarăși la nivel de discuție pe net. Să vedem în ce măsură deci această noutate se va confirma, dar este absolut evident că ceva de felul acesta trebuie să fie întreprins, altminteri
securitatea informațională a Republicii Moldova nu va fi garantată. Da. Tot asta este adevărat, dar eu și vreau să discutăm un pic despre altceva. Problema mea mi se pare prea importantă, prea serioasă, ca să fie redusă la niște zvonuri care circulă pe net, că tot acolo am citit și eu aceste informații. Ceea ce se lansează în mediul acesta este ideea că proiectul de lege ar veni cumva din PD, din tabăra lui Plahotniuc, lucru care, zic eu, este de-a dreptul imposibil, fiindcă în felul ăsta Plahotniuc își taie creangă de sub picioare. Prime rusesc este singurul post din cele cinci care îi aduce bani lui Plahotniuc, celelalte doar generează pierderi. Să fie dorința lui de, nu știu, de-a-i face cu rău lui Lucinski, să zice, da, cu TV7, care nu are posibilitate să-și creeze propriul content, atât de mare această dorință încât să recurgă la acest pas sinucigaș. De ce spun? Toate aceste jocuri de culise, toate aceste comentarii care sunt lăsate în mediul internautic în special, mie îmi pare că sunt minite de a devia atenția opiniei publice de la o problemă extrem de importantă, securitatea informațională a Republicii Moldova. Alex Cozer. Aș vrea un pic să mă întorc la subiectul întâi cu ceea ce ați prezentat dumneavoastră. Acolo este un caz din Ucraina care la fel ne afectează pentru că este o țară vecină, nu. Dar chiar aseară la NTV a fost un reportaj făcut în Transnistria, un reportaj în care se inoculau idei genul că uite, Ucraina s-ar pregăti să invadeze Transnistria pentru că Poroșencu a suferit un eșec în Donbas și vrea să se răzbune. S-au luat din context declarații făcute de către Iohannis și Poroșencu în mars la Kiev, după aia au lăudat cât de puternică este economia Transnistriei și cât de bine se pregătesc toți bărbații, toți cazacii de război și cu Republica Moldova și cu Ucraina. Sunt lucruri extrem de grave, lucruri care au fost prezentate la oră de maximă audiență și care au avut 95%, au putut fi văzute din 95% din populație, pentru că atâta are acoperire NTV. Cât despre aceste zvonuri pe care le-am citit și eu și mi se par un pic ciudate, pentru că acolo au apărut pe medii în care de obicei Plahotniuc bagă ceea ce este lui convenabil, ar fi că, uite, domnule Plahotniuc ar încerca să introducă în Parlament un proiect privind anularea transmisiei televiziunilor rusești, dar că Kiril Lucinski foarte tare s-ar opune pentru că el urmează să fie ambasador la Moscova și asta iar face probleme. Un lucru ciudate care pe mine mă fac să mă gândesc la cu totul altceva. De fapt, un astfel de proiect nu va fi propus și nu vrea să fie propus, dar se încearcă oarecum să se arunce mâța moartă în o gradă altcuiva și să zică, uite, domne, pele de mie n-a vrut pentru că sunt interesele lui Lucinski și nu mai știu cui. Însă cert este că este extrem de important pentru că de ceea ce văd în fiecare zi cetățenii noștri la televizor depinde acțiunile lor, depinde nivelul lor de patriotism, depinde felul în care ei votează, felul în care ei gândesc și noi ne-am convins și la ultimele alegeri și ne convingem zând ceea ce se întâmplă în Găgăuzia, ceea ce se întâmplă în nordul țării, că aceste televiziuni de fapt transformă cetățenii Republicii Moldova în niște semi-omuleți verzi și în ritmul ăsta ar putea să-i transforme chiar în omuleți verzi. Alex, vorbea de patriotism aici. Patriotismul lui Plahotniuc se măsoară în cele 34 sau nu știu câte milioane, sau 34 de milioane scoase prin Prime, doar anul trecut. Cum să vină Plahotniuc cu asemenea inițiativă legislativă? Asta mă întrebam și eu. Și atunci, sigur că răspunsul este același, așa cum ne-a obișnuit această monstruozitate pentru Republica Moldova, pe nume Plahotniuc. El ne-a obișnuit că atunci când lumea fierbe și așa mai departe, el trebuie să ne schimbe agenda. Neapărat o să ne schimbe astăzi, ne schimbe cu scoaterea echipurilor de televiziunilor rusești, retransmiterea televiziunilor rusești, mâine o să ne schimbe cu altceva. Atunci când lumea
probabil ajunge la punctul ăsta de fierbere, el trebuie să ne schimbe agenda. Dar v-am spus și repet, nu este domeniul meu cel mai bun. Cred că este într-adevăr o deviere de agenda și nimic mai mult. Plahotniuc niciodată, dar absolut niciodată, nu va renunța la retransmiterea posturilor rusești, pentru că pe lângă banii, cele 34 de milioane, pentru el este o garanție. Jocurile astea cu președintele Cârgâz, cu o fi adevărat, că nu o fi adevărat, că o fi un fel de cacealma ca să ne ducă în eroare și să ne spună că are el un fel de relații cu Putin. Nu, Cârgâzul a confirmat și biroul lui de presă a confirmat că a fost, da. S-a întâlnit, au băut cafea. Super, dar asta nu înseamnă nimic altceva decât două chestiuni. Fie că Plahotniuc își face trecere la Moscova, fie că îi șantajează pe așa zișii lui parteneri, tot felul de ghimpi, Voronini, Filat și așa mai departe, îi tot șantajează aici. Vedeți că dacă nu, individul ăsta asta face. Asta face, ne frăierește de atâta timp. Da. Dacă ne convine, îl mai urmărim. Dacă nu, poate că într-o bună zi ieșim în stradă, că altfel nu se mai poate. Păi a pus slava pe toate instituțiile statului și sigur că nu mai poți face nimic în situația asta. Vecislav Neubrusă, ca să încheiem... Da, din păcate este experiența ultimilor... Hai să zic așa, un an, doi, probabil să avem de fiecare dată niște proiecte aruncate așa peste noapte în spațiu mediatic pentru a stârni niște zâzanii și discuții, documente sau proiecte care de fapt nici n-au trecut o etapă inițială, cel puțin de a fi discutat cu societatea civilă, cu cei care sunt nemijlocit implicați într-un sector sau altul. Noi, din păcate, o să mai vedem și mai departe astfel de competiții între reprezentanții minorității majoritare, care fiecare va veni cu fel de fel de proiect pe care le va arunca pe masă, nepregătit fiind nici subiectul, nici documentul dat, și se va începe târgul. Uite, joi sau vineri în ședință, eu vin cu proiectul ăsta, tu vii cu proiectul ăsta, celălalt vine cu proiectul celălalt. Sau nu s-au înțeles și niciun proiect nu va fi discutat, sau va fi discutat și vom primi un cadru legal în interesul anumitor grupuri de interes până la urmă, pentru a stoarce fluxuri și resurse financiare. Din păcate, tot ce se cheamă creația legislativă este dată peste cap în Republica Moldova. Și exemplul dat este doar un exemplu. Ziceam că chestiunea asta, problema asta mie mi se pare atât de importantă încât ar trebui, cred că, foarte des să vorbim despre ea. Îmi pare rău că se aruncă fumigene de felul ăsta. Uitați zilele astea ce se întâmplă. Ce vede locuitorul și alegătorul de rând din Republica Moldova? El vede că Putin la Moscova semnează un act foarte important, o setea de sud, de colaborare, se numește foarte sofisticat. De reintegrare. Se numește, în general, nu aleg, cu atenție mare la cuvinte, FSB-ul acordă asta, se știe. Deci asta vede și spune, uite mai cum se face. Deci Rusia, care alimentează elementele separatiste, Rusia, care intervine brutal în campania electorală din Găgăuzia, susținând pe față pe această vlah, tot ea are posibilitatea de a intra în casele noastre seară de seară și a manipula într-un mod direct, într-un mod sfidător, cuvințele oamenilor. În acest context, încă o dată, vreau să vă mai pun întrebare care o mai pun. Cât de sinceră și cât de corectă este discursul politicienilor noștri care spun că ei nu renunță la planul de integrare europeană. Cum nu renunți tu la planul de integrare europeană dacă în fiecare seară acest plan este torpelat de calul troian băgat în casa ta? Aici, iarăși, o să revin. Aveam o discuție mai... chiar pe Facebook s-a iscat că uite, domne, era frică mare că după alegeri o să apară niște omulezi. Vezi, cineva a remarcat foarte, foarte, foarte bine. Păi, deja Rusia manipulează extrem de mult prin faptul că deține controlul mass media la noi, pentru că dacă le luăm, 4 din cele 5 posturi de televiziune care au acoperire aproape națională retransmit posturi de televiziune rusești și retransmit două dintre cele mai propagandistice, NTV și Prime, care practic dau tonul la propaganda Kremlinului și sunt lucruri extrem de grave.
lucruri care, mă rog, să zicem că cei care ne mai informăm de pe net, cei care ne suntem aici în Chișinău, le înțelegem, însă oamenii de la sat care merg seara la ora 8 acasă după o zi de lucru și deschid și se uită la buletinul de știri de la Prime și văd cât de răi sunt ucrainenii, cum au venit acolo americanii, europenii și ucid oamenii din Donetsk, săracii oameni. Deci sunt lucruri extrem de grave care derutează cetățenii noștri și nu poți să mergi sus cu standardul, să te laudi că ești pro-european, că susții integrarea europeană și să ignori lucruri pe care alte state care au avut problemele noastre de genul țărilor baltice le-au rezolvat cu ani de zi în urmă. Ucraina, care a învățat lecția, a exclus aproape toate posturile de televiziune cu câteva mici excepții, posturi care, pentru că acolo aproape toate, cu excepția uneia de opoziție, aproape toate se pretează la propagandă, dar sunt unele care au propagandă mic. În rest, toate sunt excluse și este foarte, foarte ușor când ok, cineva ar zice, domnule, nu putem să încălcăm legislația și să excludem așa posturile de televiziune rusești, dar CCA-ul ăsta nostru a demonstrat că există premise ca posturile de televiziune rusești să fie sistate emisia lor cu Rusia 24, da. Pentru că este propagandă crasă și codul nostru al audiovizualului prevede foarte, foarte, foarte clar pașii care duc amendă, sistare de publicitate până la cotele licenței. Apropo, a rămas Rusia asta, Rusia 1, a rămas? A revenit sau 6 luni. Nu, Rusia 24. Rusia 24. A revenit și Rusia 24. Dar apropo, ar putea să fie o soluție dacă e să reieșim din ipoteza că această inițiativă cu acest proiect de lege este pur și simplu fumigenă, cum s-a vorbit aici, pentru a devia atenția opiniei publice de la chestii, hai să spunem așa, de care îi pune într-o situație mai proastă pe cei care au lansat această fumigenă, am putea să le sugerăm unor reprezentanți ai Parlamentului nostru, de exemplu, pelediștilor sau peliștilor, chiar să vină cu asemenea proiect de lege. De ce nu? Să preia? Noi să le sugerăm. Dar eu mă uitam azi la televizor și n-am să-i dau numele unui fost deputat, care a stat până 3 luni în urmă, a fost în Parlament. A venit aici, în studio, Jurnal TV, și ne vorbea că noi trebuie să ne luptăm, să ne batem și așa mai departe. Cu cine să te bazi, domnule? Dar când ai stat în Parlament, de ce n-ai făcut un proiect de lege de care vorbesc dumneavoastră? Pe același ghimpul, de ce în perioada în care toată lumea vorbește de banca de economie și de atâtea furturi de aeroport, ghimpul a luat apă în gură, trebuie să ne vorbească despre asta Dodon? Și n-am nimic împotrivă să ne vorbească Dodon, că nu are importanță, adevărul nu are importanță din gura cui iese. Dar el este mai puțin credibil, noi suntem conștienți de chestia asta. Dar noi le spunem acest lucru și dacă ei nu fac, înseamnă că atunci despre ce vorbiți este adevărat. Înseamnă că ei pur și simplu se eschivează de la îndeplinirea obligațiunilor de forță pro-europeană reprezentată în Parlament și votul care a fost dat pe data de 30 noiembrie pentru forțele pro-europene, într-un fel, a fost un vot care se pierde în van. Știți care e drama noastră? Că suntem la început de cale, mai sunt 4 ani înainte. Asta e toată... Bun, dar cum n-ar fi 4 ani înainte, dar de pe acum trebuie să le spunem alegătorilor, trebuie să le spunem adevărul, trebuie să-i familiarizăm cu situația din sferă. Dar aici este evident că avem de-a face cu propagandă și cu manipulare, care vine pe filiera acestor canale rusești. Toată întreaga societate civilă, oamenii, înțeleg riscurile care pervin pe segmentul de securitate informațională, iar instituțiile statului nici măcar nu se întreabă dacă există un astfel de risc, 1, 2, care este instrumentariul legal deja existent și ce se poate de modificat în legislație existente de a opri propaganda și manipularea. Deci, domnule Grosu, asta nici nu este cazul să modifici nimic. Este cu atât mai mult se aplică mecanismele existente și destopat, depus un fel de blocaj la tot ce se cheamă propaganda și manipularea venită peste noi. Iată, Anatol Țăranu zice că ar fi să le propunem PLDM-ului, PL-ului, chiar să propună ei un... Mă tem tare că nu se va întâmpla nimic, fiindcă
Cam asta este, asta se întâmplă în Republica Moldova, nu se întâmplă nimic cu certitudine. Iată ultimul exemplu dat, era planificată proiectarea acestui film propagandistic rusesc cu Crimea. S-a anunțat localul, s-a anunțat cine va fi regizorul, acest Kisilev de la Moscova trebuia să vină. La un moment dat, acest eveniment nu mai are loc. Proiecția nu s-a ținut. Și atunci ce aflăm noi? Noi n-a fost nicio declarație oficială. Din ce cauză nu s-a întâmplat acest lucru? Auzim două versiuni. Prima, versiunea rușilor, că din motive tehnice. Doi, lansată undeva, că aceste două persoane au fost declarate persoana non grata pe un termen de 5 ani, 8 ani, 5 ani, da. Un termen destul de mare. E un lucru, în fond, cum să spun, de apreciat, dacă în realitate s-a întâmplat asta. Dar de ce nimeni nu are curaj să spună, domnilor, noi nu acceptăm să se întâmple la Chișinău asemenea sabat dezmăți propagandistic rusesc? Acum, probabil, tuturor le este frică, pentru că chiar dacă s-a luat, cred că, această decizie, pentru că din ce știu s-au speriat ce au făcut ei. S-au speriat de ce au făcut și eu cred că acum nu este nimănui interesant să se afle Moscova cine stă în spatele acestei decizii, pentru că pe lângă Kisilev au mai fost întorși niște jurnaliști chiar de pe aeroport. Au ajuns aici până pe aeroport și au fost întorși pentru că nu ar fi prezentat niște acte. Mergeau în găgăuze. Sigur, e un lucru bun, în sfârșit s-a făcut un gest de demnitate și aici la noi. Păcat că abia acum, păcat că nu s-a întâmplat și cu acești deputați care ruși, care vin fără absolut nicio problemă. Se folosesc chiar de mașinile parlamentului, se duc în găgăuze, se duc unde vor ei, fac ce vor ei. Nici nu anunță autoritățile noastre. E mai ușor niște jurnaliști propagandiști, pentru că acest Kisilev este numit propagandistul lui Putin în toată lumea. El este probabil cel mai detestat, unul dintre cei mai detestați jurnaliști la nivel mondial. Are interdicții și de a intra în Uniunea Europeană. Eu cred că de mult această interdicție ar fi trebuit să fie pusă și în Republica Moldova. Însă mult mai grav este ceea ce fac acești deputați, cum îi aduce Dodon, cum îi plimbă, cum îi prezintă, cum se implică într-o campanie electorală. Apropo, azi au fost votate cele modificări la codul electoral. Păcat că intră în vigoare abia la 1 ianuarie 2016 și păcat că... 6 luni. 6 luni. Ok, oricum. Și-a pus cineva întrebarea, dar a intenționat vreodată Kisilev să vină la Chișinău? Și-a pus cineva întrebarea dacă acești doi indivizi nu au, sau cei care au pus la cale proiectarea acestui film. Nu au evaluat și s-au gândit, dom'le, dar merializarea faptului că nu le permite și mai departe o să aibă un efect mai mare decât propriu zis proiectarea. Cine vrea să vadă acest film, să duce pe internet și îl vede. Mie mi se pare că este un joc. Iar cu privire la decizia dacă a fost sau nu declarate cele două persoane indezirabile sau non grata, cum se spune, din cunoașterea mea există o asemenea decizie și așa s-a întâmplat că eu eram pe la aeroport atunci când ar fi trebuit ei să vină încoace. Din punctul meu de vedere, este aici o manipulare, este o manipulare care se coordonează Moscova-Chișinău. Este foarte clar, este coordonare perfectă, o sincronizare de activități și nu avem nevoie Kisilev să vină încoace, să vină, a dat drum așa la o fumigenă. De care e sensul acestei coordonări a acțiunilor Moscova și Chișinău? E simplu. Haideți să vedem cine este astăzi la conducerea Republicii Moldova. E convenabil pentru ambele părți. O asemenea variantă. Eu nu vreau, dacă ar fi. Sincer vorbit, nu vreau. Rusia, mă scuz, eu am puțin o altă abordare. Rusia astăzi se găsește într-o izolare internațională și această izolare se amplifică. Faptul că la aceste acțiuni de izolare a Rusiei aplică și o țară cum este Republica Moldova, care este dependentă de Moscova în mai multe aspecte și așa mai departe. Eu cred că asta defavorează prin faptul că i-a interzis lui Kisilev și domnul cel redactorului sau cine mai este acolo, autorul acestui film, Sorin Chișinău,
este o acțiune care, într-un fel, hai să spunem, pune... Șterbește imaginea, pentru că da. Au fost preluate și de AFP și de Nu, e discutabil. Nu, eu cred că aici, totuși, situația e... Eu aș saluta o asemenea abordare a oficialităților moldovene. Haideți, totuși, să fim, să fim selectivi atunci când criticăm. Asta e poziția dumneavoastră, eu am poziția mea. Eu cred că atunci când guvernul nostru sau guvernarea noastră procedează în conformitate cu ceea ce se numește demnitatea națională, eu nu pot să nu susțin acest lucru. Eu, de exemplu, nu pot să nu susțin pe Timofte, care a spus deschis și a spus pentru preză. Deputații aceștia ruși pe viitor trebuie să li se interzică venirea în Republica Moldova. Nu, Timofte decide, este adevărat, chiar dacă este președintele Republicii Moldova. Dar însăși faptul că prima persoană, deci președintele Republicii Moldova, a venit cu o asemenea propunere și a făcut-o deschis, ea totuși merită să fie apreciată. Domnul Zoranu, nu n-am să vorbesc cu dumneavoastră în contradictoriu. Probabil nu ați fost atent că atunci când a spus că nimeni nu a demonstrat faptul că Kiseliov se pregătea să vină încoace. Păi Kiseliov a făcut declarație și a spus că deci faptul că el a reacționat într-un fel, confirmând faptul că pe dânsul îl deranjează faptul da. Că Chișinăul i-a închis care. Da, eu mă uit sceptic la anumite lucruri. Și mă uit din mai multe puncte de vedere. Atunci când se declară, spre exemplu, la televizor că au fost făcute 26 de percheziții în cazul băncii de economii. E adevărat altceva. Eu nu, teoria conspirației știți cum este o chestie așa destul de relativă, dar totuși, mai puțin este important dacă a venit sau nu în Chișinău, dacă a fost interzis sau nu. Asta ce se întâmplă în Republica Moldova, ce se întâmplă cu spațiul audiovizual, cu propaganda asta pe care este acceptată de cei care se declară pro-europeni, asta mă face să fiu reticent la orice, la absolut orice, și inclusiv la denirea mai mult pun la dispoziție mijloacele de transmisie exact, propagandă și manipulări. Toți cetățenii care sunt abonați la cablu, înaintea venirii lui Kiseliov, au putut să vadă filmul duminică seara la televizor. Alex, asta e altceva. Nu pot să le interzici accesul la internet, este absolut evident. Dar este o chestie, este poziție... Nu, chiar la televizor, la televizor. A fost dată la televizor. Dar este poziție sigur că o salutăm. Trebuie să salutăm. Rusia 1, desigur. Aici n-ai ce face. Nu poți cu adevărat să vii și să le închizi oamenilor internetul. Ba s-ar putea. Nu, e vorba de internet, e vorba de... Există Consiliul și Coordonator Audiovizual care a putut interveni, pentru că grila de emisie este cunoscută din înainte, așa că ar fi putut propa. Eu pot să dau un exemplu foarte, foarte simplu, când Consiliul Coordonator al Audiovizualului intervine. Bine, este o altă speță. Spre exemplu, când sunt anumite competiții sportive sau când este vorba despre Eurovision, atunci, dacă cineva a cumpărat drepturile pe teritoriul Republicii Moldova, Consiliul intervine și interzice ca televiziunii din Rusia sau din România sau din orice altă țară să dea același eveniment pentru Republica Moldova cine a cumpărat aceste drepturi. Deci, pârghiile există și sunt foarte ușor de aplicat. Știai că la ora 10 la Rosia din o să fie acest material propagandist. Revenind la Timofte, totuși, care totuși a făcut un gest pentru mine insignificant, chiar nu contează ce face Timofte, dar de câte ori a convocat Consiliul Suprem de Securitate a Statului într-o problemă de securitate națională? Ea este o problemă de securitate națională, propaganda și ce se întâmplă în Republica Moldova. Măcar o dată a făcut-o. Și ce a ieșit de acolo? Securitate informațională, da, Republica Moldova. De asta rămân totuși reticent la și îmi las, cum să spun eu, rezerva aceea că totuși cred că sunt coordonate anumite lucruri între Moscova și Chișinău. Sau între anumiți actori de la Moscova și de la Chișinău. Este foarte posibil, dar eu totuși nu aș vorbi despre o coordonare la nivel de... Între anumiți indivizi acolo. Plecăm în publicitate, revenind însă, vom discuta despre această figură emblematică a peizajului nostru social-politic Elanșor, declarațiile lui de azi, învinuirile pe care le-a dus la adresa lui Veceslav Negruță și replica lui Veceslav Negruță care se află astăzi aici în cabinetul din umbră. Revenim imediat după publicitate. Discutăm despre Elanșor, care
a fost foarte rapid în Turcia, s-a întors, a făcut un briefing, ne-a luminat și ne-a iluminat în problema bemului. Eu unul n-am înțeles absolut nimic, dar am înțeles de fapt un lucru, că Șor n-are nicio vină în toată chestiunea. Asta cu furtul unui miliard de euro, de vină sunt cei care au divulgat întreaga operațiune, de vină cei care au vorbit despre asta, ei sunt învinuiți de Șor. Deci eu refuz să mai înțeleg ceva. Eu să-l rog acum pe Veceslav Negruță să ne explice încă o dată cum a fost posibil să se ajungă la furtul unui miliard de euro. De ce spune Șor astăzi că de fapt erau niște funcționari pe atunci când BEM oferea credite dubioase. Unul stătea în fotoliu de ministru și altul era șeful unei comisie parlamentare. Deci Șor asta face, învinuiește acum pe cei care de fapt au vorbit foarte, foarte mult și în detaliu despre afacerea Banca de Economii. Domnul Negruță. Bine, nu doar s-a vorbit despre tot ce se întâmplă la Banca de Economii, au fost sesizate instituțiile statului începând cu anul 2011, 2012, 2013, atâta timp cât am fost ministru al finanțelor, inclusiv materiale care au fost și făcute publice, dar și unele care încă sunt în secret și sunt păstrate în instituțiile statului. Eu sunt sigur că, și-am mai spus odată aici la masa aceasta, dacă nu anul acesta, peste un an, 2 sau 7, fie cu Kroll sau fără Kroll, fie cu procuratura reformată și cu justiția reformată sau nu, oricum dosarul BEM este unul din interes public și lasă o povară grea asupra fiecărui cetățean din Republica Moldova, pentru că gaura lăsată la Banca de Economii mai târziu se va așeza ca povară peste buget, adică peste contribuabil, peste fiecare dintre noi. De fapt, ceea ce spune protagonistul briefingului de azi nu este altceva decât vociferează un text scris de altă lume. La Hotelul Nobel. N-am văzut unde a avut evenimentul, dar este scris de altă lume, unde, prin care se încearcă de a distrage atenția asupra la tot ce se întâmplă la Banca de Economii sau evenimentele în jurul Băncii de Economii și a celorlalte două instituții bancare și persoanele direct sau indirect vizate în tot ce s-a întâmplat, în special în anul 2014. Eu am să revin un pic în istoric ca să înțelegem cum s-a ajuns până aici în 2014 și 2015. Există un arhitect la tot ce se cheamă convertirea Republicii Moldova într-o spălătorie regională. Documente care au fost și făcute publice datează cu anul 2005. Atunci a fost creată temelia și platforma necesară, inclusiv prin modificările ulterioare de legislație, inclusiv la legea cu privire la Banca Națională, legea cu privire la instituțiile financiare, legea cu privire la spălarea banilor. Lucrurile au luat o anumită viteză în 2008 și 2009, când mai multe lucruri stranii și fluxuri financiare de proveniență Căciuiu și Epamiru au traversat sau au tranzitat Republica Moldova. Ulterior, noi cunoaștem foarte bine ce s-a întâmplat cu situația Băncii de Economii, când povara Invest Privat Bank în 2009 a fost pusă pe seama Băncii de Economii, ce ține de partea de deservire a clienților, a depozitelor, persoanelor fizice. Aici trebuie, încă un element important este inițiativa acelui așa arhitect de convertire, care a fost și președintea unei comisii parlamentare în 2013. În 2008, în noiembrie, a venit cu o inițiativă de excludere din codul penal a prevederilor penale vis-a-vis de încălcarea regulilor de comercializarea gajului care se făcea în entitățile bancare. Această prevedere a intrat în vigoare în luna mai 2009 și a fost aplicată foarte bine, mersi, pe cazul Invest Privat Bank, când nimeni nu a avut de răspuns cum gajul a fost comercializat ulterior sau cum a fost evaluat sau a dispărut. Fix aceeași situație avem și cu alte practici de creditare care pe larg s-au început în Banca de Economii, inclusiv începând cu anul 2008. Sunt materiale publice datate cu luna iulie, sfârșit de iulie 2009,
când Banca de Economii, masiv în aceeași zi, a eliberat multe credite, când puterea veche nu plecasă, iar puterea nouă încă nu s-a instalat la putere. Deci, activitatea cu creditele care ulterior au devenit neperformante se vede și în acea perioadă. Ceea ce ține de activitatea sau cum s-a ajuns în situația 2014-2015 este un element important când un grup de persoane cu interese în 2011, după ce a fost scoasă povara Invest Privat Bank de pe Banca de Economii, au considerat că ar fi interesant pentru ei să preia controlul sau să intre inițial în Banca de Economii, ca ulterior să preia controlul asupra Băncii de Economii. Astfel, în cazul anul 2011, avem atacuri Raider și atunci 18,5% care au aparținut altor acționari a intrat în posesia altui grup de interese, inițial prin offshore, prin două companii offshore, ca ulterior să vedem un alt grup de interese care a preluat acele acțiuni și deja s-a înregistrat în alte patru companii rusești, legalizate pe sub masă de către Banca Națională, neavând certitudinea că cele patru companii rusești sunt de bună credință, ca ulterior să vedem și alte evoluții sau mișcări a acțiunilor, ca în cele din urmă cu aceste 18,5% să intre noi reprezentanți așa numitor minoritari în componența Consiliului de Administrare la Banca de Economii, ulterior să pregătească teren pentru a prelua controlul, inclusiv prin anumite discuții cu alți minoritari. Nu exclud că au fost și alte elemente folosite pentru a obține anumite situații loiale față de acești minoritari, ca să avem în situația anului 2012 o schimbare de scenariu și de situații la Banca de Economii. Ulterior, în 2013, deja era aplicat scenariul de decapitalizare intenționată, regizată, față de Banca de Economii și astfel o comisie din Parlament în 2013 să sugereze una din soluții, capitalizarea fără participarea statului. Era foarte evident că toată construcția respectivă este partea unui spectacol, a unui regizor care stă în spate. Și trebuie să ajungem la sfârșitul 2014. Ce s-a întâmplat ulterior, în 2013, când statul practic benevol a predat controlul asupra Băncii de Economii unui așa numit grup de acționari privați, practic, neîncasând niciun ban pentru cota majoritară în această Bancă de Economii, ulterior, acest grup care a preluat controlul vinde, deja pe bani grei, unui așa numit investitor strategic, Vneșeconom Bank Capital, care nici nu este bancă, este de fapt o fiică a acestei bănci care era deja sub interdicții internaționale. Deci acolo apare alt risc și alte expuneri vis-a-vis de toată situația pe Banca de Economii. În 2014 se vede că ceva n-a mers în toate înțelegerile respective și din luna iunie 2014 a început debandada la Banca de Economii, când masiv a fost expusă banca pe credit interbancar inițial prin celelalte bănci, lucruri constatate apropo de anchetă, nu sunt lucruri pe care eu le descoper. Sunt lucruri constatate inclusiv de ancheta care derulează. Ulterior, prin acele credite multe și către anumiți cetățeni beneficiari, am constatat că miliardele au ajuns o parte să fie plasate peste hotare într-o țară care este sub sancțiuni internaționale. Doi, altă parte a ajuns în firme offshore, care ulterior vin în Republica Moldova sub formă de așa numite investiții directe, procurând anumite business-uri și afaceri care cât de cât se mișcă în Republica Moldova. Sunt lucruri vis-a-vis de declarațiile care au fost azi enunțate de protagonistul briefingului, deci sunt lucruri scrise de altă lume.
Ceea ce ține de numele meu că a fost enunțat acolo, vreau să vă spun că ministrul finanțelor a avut responsabilitate ce ține de integritatea pachetului de acțiuni 56%. Deci asta am făcut. În 2011, în 2012, în 2013 am sesizat toate instituțiile statului despre tot ce se întâmplă și riscul de a pierde controlul asupra acestor 56%. Respectiv, într-un fel, sunt mândru că 56% am primit, 56% am predat. Apropo, asta așa a fost momentul de ce am depus cererea și am plecat, pentru că nu am fost de acord cu devalizarea statului. Vom continua, domnule Negruță. O altă fost demnitar este învinuit de Elan Șor că ar fi purtat o vină pentru tot ce s-a întâmplat la BEM. Este vorba de Vecislav Ionisă, fostul președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, cu care vorbim acum la telefon. Domnule Ionisă, deci astăzi Elan Șor asta a spus. Nu el este de vină, ci de vină implicit ești dumneata că ai fost pe timpuri președintele acestei comisii și Șor s-a mai arătat deranjat de multe afirmații făcute direct la adresa lui. Cred că inclusiv și joia trecută când ați vorbit aici în cabinetul de numbră. Nu este dumnealui persoana care trebuie să învinuiască pe cineva sau nu. Cred că sunt alții care trebuie acum să vină cu învinuirile și deja vin. Iar acum toată scamătoria care a avut loc astăzi, să spunem pe șleau ce se întâmplă. Eu consider că Șor nu este elementul vârful de lance. Există cineva cu acoperire politică, deci care a asigurat acoperirea politică și lui s-a băgat pe gât cuvintele date în privința mea și a domnului Negruță, în speranța că eu și atât și domnul Negruță vom începe discuția cu Șor și vom uita de fapt cine este eroul de bani. Deci asta este prima. Iar acum să le luăm pe rând. A doilea lucru care se întâmplă este încercarea prostească, primitivă, de manipulare, unde se mixează datele. Până la ancheta Reitman au fost credite neperformante, toată lumea știe, domnul ministru exact spune, a scris în 2010 și 2013, ancheta a tras o linie, atunci s-a văzut o anumită sumă, s-au depistat, dosare penale, tot, lucru care merge paralel. După aceasta, din 2013, Parlamentul a decis ca Comisia Economiei, Buget și Finanțe să monitorizeze ce se întâmplă în domeniul băncii de economii și toate ieșirile mele publice au vizat anul 2014-2015. Deci tot ce vorbim noi, scoaterea banilor prin offshore și aducerea lor înapoi în țară, miliardele care sunt depuse pe scotare, imposibilitatea instituțiilor statului, deci nu au capacitatea, Banca Noastră Națională nu are capacitatea să vadă dacă banii care sunt duși în Federația Rusă au fost sau nu gajate pentru niște credite luate de anumite firme. Deci asta deja este crimă financiară, că din câte cunosc eu să încearcă a spune că banii care au fost duși în Federația Rusă au fost duși perfect legal. Deci, cel puțin la capitolul dat, deja este o crimă financiară care poate fi identificată. Vreau aici doar să mai încă un moment să-l punctez. Deci, pe majoritatea documentelor care au fost prezentate de către mine în SACNA, în prezent, sunt pe rol dosare penale. Deja cum vor merge, e o altă discuție, dar dosare penale sunt deschise. Eu nu sunt jurist, nu știu exact cum se numește lucrul acesta. Și aici încă un moment important. Republica Moldova nu are o experiență foarte mare de determinare și de identificare și demonstrare în instanță a ceea ce înseamnă spălarea de bani. Și voi explica aici. Banii sunt scoși prin credite compromise, dus în offshore. După aceasta, este ultima schemă care am prezentat pe public, după aceasta, prin contracte de vânzare-cumpărare fictive, deja sunt legalizați, ajung la niște gentilon, la niște nobili din Republica Moldova, care sunt mari latifundiari în prezent, și este foarte greu să demonstrez că aceștia sunt banii care au fost de la pedal din BEM. Din acest motiv, mâine la Chișinău va fi un domn care pregătește un raport pentru doamna Nuland din Statele Unite. Și este extrem important ca autoritățile noastre să solicite de la Guvernul Statelor Unite asistența din partea trezoreriei americane, care deja a mâncat multă măligă la subiectul dat și foarte clar și foarte bine poate ajuta autoritățile noastre în determinarea
au avut loc sau nu spălarea de bani. De aceea, cărtie de turnisol, care va fi pentru autoritățile noastre, dacă ei într-adevăr vor să depisteze cum au fost deturnate fondurile de la Banca de Economii, este dacă mâine, prin reprezentantul doamnei Nuland, guvernul și autoritățile Moldovei vor solicita sprijinul trezoreriei americane specializate, au departamente specializate în identificarea tuturor spălărilor de bani, deoarece acum eu cred că sume importante de bani, vorbim de poate de sute de milioane de lei, deja sunt spălați, curați și se află pe conturile unor cetățeni din Republica Moldova. Acești bani trebuie identificați și trebuie pus sechestru, nu pe proprietățile unor oameni, dar trebuie pus sechestru și acolo unde nici nu poți să-ți dai seama în prezent că vorbim despre banii de la Banca de Economii. Iar toată scamătoria de astăzi, încă o dată, ni se dorește să ne se bage pe gând o agentă falsă, ni se dorește să intrăm în discuții sterile, nu știu despre ce, și ni se dorește să uităm că, de fapt, tot ce discutăm noi în prezent despre 27 de miliarde de lei nu este suma de pe când era ministru domnul Negruță, de pe când era președinte domnul Ioniță, vorbim despre un eveniment care a avut loc în lunile nu atât de îndepărtate. Deci asta este și ziariștii ar fi foarte bine să separe tot ce s-a întâmplat cu Banca de Economie până în 2013 și tot ce s-a petrecut cu Banca de Economie din 2014 și 2015. Asta ne șochează, asta ne scoate de minți și asta face toată lumea și aduc mâinile în cap. Mulțumesc mult, domnule Ioniță, pentru această intervenție. S-ar putea iarăși să fie, cred că este o altă fumigenă, acest Ilan Șor nu de capul lui, i-a făcut acest briefing. Ați văzut, el a apărut în fața ziariștelor cu un text scris, a citit textul și a aplicat. Înainte de asta au avut loc două reprezentații la Teatrul de Comedie, îi spun eu Teatrul de Comedie, care e Centrul Național Anticorupție, a ieșit zâmbind, a făcut declarații, deci... Realitatea noastră ne învață totuși câteva lucruri bune. Ne învață să abordăm o atitudine critică față tot ce se întâmplă. Și dacă îl vezi pe unul chemat la CNA, la interogatoriu, să știi că ăla nu-i chiar ceea ce credem noi, nu-i chiar interogatoriul la CNA. Aici, dacă îmi permiteți, o să revin un pic la ceea ce a declarat protagonistul briefingului de azi, precum că după ce a venit și a intrat în Banca de Economie, după 2013, a aflat că, de fapt, în Banca de Economie e o surpriză pentru el. Eu n-am văzut oameni, investitori serioși, care să vină cu 50 de milioane de euro credit subordonat, 80 de milioane să subscrie la emisia adițională de acțiuni, să cumpere prin unele firme datoriile, un fel de cesiune de datorie cu 300 de milioane de lei, așa, cunoscând că în spațiul mediatic, începând cu 2011-2012, deja erau semnale foarte clare că ceva este prost de tot la Banca de Economie în ceea ce ține de administrare și management, investitor de genul respectiv, mai degrabă seamănă a fi un avanturist care are siguranța sau spatele unor parteneri de afaceri, care, într-un fel, l-au pus în prim plan, ca ulterior, într-un fel mimilă de domnul care azi a apărut în fața presei. Pentru că dânsul a fost, de fapt, va fi împachetat ca un țap ispășitor. Domnul Ionesu, mă uit și la dumneavoastră și la domnul Vyacheslav Negruță, și domnul Negruță, parcă niște oameni serioși. Uitați-vă cum ați ajuns să vă justificați în fața unui clown. Nu mă justific. Uitați-vă cum de ceva timp noi discutăm despre un clown care este pus acolo. Clownul ăsta are privilegiu, dacă putem spune așa, de a se întâlni în coridorul Raiului, pentru că el și-a creat acum împreună cu Plahotniuc și Filat, și-au creat un coridor la aeroportul Chișinău, pe care trec doar ei. Nimeni nu știe când vin, când pleacă, când aterizează, când nu aterizează. Sigur că eu exagerez aici, pentru că există autoritățile de securitate a zborurilor. Dar în rest, securitatea Republicii Moldova nici nu cunoaște când anume se întâlnesc cei trei pe acolo. Eu am să revin numai puțin la momentul 2011, pe care dumneavoastră l-ați descris cu evitate. Atunci cele 18,5% au fost furate de la Victor și Viorel Țopa. Au fost date în offshore, luate de Plahotniuc, trimise în offshore și apoi date la firmele unui alt bandit al acestui spațiu.
împărțit în mod matematic, dacă vă amintiți, prin cele două decizii ale lui Orândaș și Plugari, împărțit de câte 4,57 ca să vină sub 5. Ca să poată fi făcută tranzacția fără avizul băncii naționale. Băncii, da. Așa. Ei, și de ce am revenit acolo? Pentru că toată lumea în Republica asta este de acord că dacă în 2011 nu s-ar fi realizat acel rapt, acel furt de 18,5%, statul n-ar fi pierdut ulterior cele 56% și astăzi noi n-am fi fost în situația ca cetățenii din Republica Moldova să vorbească despre 27 de miliarde de lei care împărțit la fiecare cetățean înseamnă ceva. Dar un element foarte important pe care l-am sesizat eu astăzi la știri. S-a spus că credite și contracte au fost semnate cu un individ, vânzător sau consumator de droguri, care este dat dispărut de o anumită perioadă de timp. Sunt 4 sau 5 firme spre care au mers miliarde. Exact, domnul Țăranu. Dați să vă spun o chestie pe care poate ați uitat-o. În 2011, în 13 septembrie, Victor Șverelțov a semnat un memoriu public în care se seziza același lucru. Domnilor, noi am fost furați prin intermediul unui individ care vinde pește, unul dintre ei, erau două dosare. Unul vindea pește la Dubăsari, și care echipul i-a semnat, și al doilea era dat în căutare generală. Nu vi se pare că este același arhitect de care vorbiți dumneavoastră și în cazul 2011 și în cazul 2014? Ei, iată, și atunci mă întreb, gândind cu gândul la fostul ambasador al Germaniei, nu e așa că dacă ieșeam în 2011. Și am fi spus, pentru că erau sesizați și oamenii ăștia doi, vorbesc de Viorel și de Victor Țopa, care spuneau, domnilor, astăzi ne fură pe noi, mâine o să ne fure statul nostru, reacționați. Toată lumea a mâncat popcorn și a mâncat semințe de floarea soarelui. Dacă ieșeam atunci în stradă, dacă îl presam, îl forțam și astăzi îl adeam la pușcărie pe Plahotniuc, și apoi și pe Platon, și apoi și pe Filat, și apoi și pe tot felul de șoricei din ăștia. Astăzi nu ne-am fi plâns la televizoare și pe alte părți de 27 de miliarde. Iată care este drama. Domnul Stas, este adevărat și o completare, pentru că subiectele respective au fost scoase în spațiu mediatic și în spațiu public. Eu, ca ministru, mi-am făcut meseria mea informând instituțiile statului despre lucrurile respective, documentat în 2012. Către Consiliul Suprem de Securitate. La Parlament, cu voce tare, la microfon, 26 aprilie, am vorbit despre tot ce se întâmplă la Banca de Economii. Spuneți-mi, vă rog, eu am fost auzit și am fost văzut. Am să vă spun eu, ați fost auzit de cei care au fost prădați, de victimele atacurilor Raider, ați fost auzit de ambasadori, ați fost auzit de reprezentanții străinilor în Republica Moldova. Din păcate, nici ei și nici noi n-am putut face nimic, dar în cazul Londra și la Edinburgh, iar mai recent și la Amsterdam, pe baza inclusiv a corespondenței secrete pe care dumneavoastră o țineați cu secretarul Consiliului de Securitate al statului, cu ministrul justiției, pe baza acelor corespondențe prin care încercați să salvați statul în 3 ani în urmă, se întâmpla în 2012, 2 ani și ceva în urmă. Și să vină astăzi un clon de ăsta să vă învinuiască chiar o chestie de... Dar în cazul dacă instituțiile statului, toate la rând, Banca Națională, CNPF, CCEC atunci, Ministerul Justiției și alte entități acționau exact cum le solicitam, reieșind din competențele pe care le au, eu sunt sigur că noi nu ajungeam în situația în care am avut. Doar nimeni azi nu-și aduce aminte de acele adunări generale la Banca de Economii din ziua de 12 aprilie și imediat a doua zi din 13 aprilie, când am solicitat asistență și ajutor de la SIS, de la CCEC, unde ofițeri sub acoperire erau și au documentat tot cazul, unde executor judiciar a fost delegat la solicitarea mea de către ministrul justiției și raportul până ziua de azi nu știu unde. Deci sunt lucruri care sunt bine documentate și toate entitățile statului cunosc. Cronologia evenimentelor, în special 15 februarie, 30 august 2012, totul este cunoscut, doar că în prim plan apar respectivele persoane care de fapt au făcut ce au dorit din această instituție în anul 2014. Și din păcate consecințele acestei fără de lege aplicate față de un activ important al statului vor fi foarte grele pentru noi toți. Pentru că ei, unii din ei,
și-au scos și-au asigurat business-ul în offshore și alte lucruri. Dar impozitele plătim cei care suntem aici, nu cei care au afaceri în offshore. Știți, domnule, ei nu vor contribui la deservirea datoriei publice care va fi după 27 martie asta totul înțeles. Preluat de problema, către stat. Problema, știți de ce constă? Atunci când vreau să întrebați de ce instituțiile statului cunoșteau. De cunoscut cunoșteau, numai că instituțiile statului deja de pe atunci erau acaparate, sau cel puțin nimereau deja fiind subjugate de anumite persoane. Domnul Țăranu, asta confirmă faptul ce a urmat. În loc instituțiile statului să aibă grijă să-mi ofere asistența necesară, a reacționat. Mi-a intentat un dosar ca să mă zăbăvească cu alte treburi. Așa este. Mai este un exemplu și mai grăitor, că ce a spus domnul Țăranu, că instituțiile statului erau acaparate. Cei doi oameni care au fost furați la Banca de Economie au fost băgați, au fost condamnați la închisoare. Bine că nu erau în țară. Este vorba de Victor și Viorel Țăpa, la sfârșitul anului 2011. Exact. Pe data din nou, și aici chiar e bine că ne-am amintit și domnul Țăranu cred că știe în detaliu acest lucru, sau ce opțiunea să-l amintesc acum. Pe data din 19 octombrie, dacă vă amintiți, fără ca să fie și o ședință numită în cazul lui Victor Țăpa, s-a numit o ședință fără ca dosarul să fie pe masă, cum am eu două dosare aici, care o să incrimineze președintele Curții Supreme de Justiție și șeful Asociației Judecătorilor, fără ca dosarul pe masă să fie pe masă, Plahotniuc a comandat o sentință de judecată împotriva lui Victor Țăpa, victima atacului Lider. Dacă vă amintiți atunci, se întorsese filat dintr-o delegație în străinătate, în care a avut discuții cu oficiali străini și a spus, domnilor, ce se întâmplă la voi în Republică? Cum adică să fie atacul Lider, să fie furați acționarii? Pentru că acolo era vorba și de acționari, nu numai autohtoni, erau și vorba de acționari străini. Și atunci ce face Plahotniuc? Comandă pe data de 19 o sentință împotriva lui Victor Țăpa, care fusese furat de cele 18,5% din acțiunile Băncii de Economii. Dar știți pentru ce avea nevoie atunci Plahotniuc de acea sentință? Simplu de tot. Ca să o prezinte a doua zi, în ziua în care Procurorul General al Republicii Moldova trebuia să fie audiat în Parlament și destituit, vorbesc aici de Zupco, să o prezinte lui Voronin și din păcate și lui Filat. Și a prezentat-o. Și acei doi au cedat. Pentru că dacă atunci nu era făcută acea sentință criminală la comanda lui Plahotniuc, astăzi Republica asta înflorea. Știți de ce? Pentru că era dat jos imediat Procurorul General, să făcea acea coaliție Harbuz, Zămos, cum s-ar fi făcut ea, într-un termen foarte, foarte scurt, era pus la pușcărie Plahotniuc, tot sistemul ăsta ar fi căzut și s-ar fi instituit atunci cât de cât un sistem, o guvernare normală care ar fi dus pe o normală. Eu undeva înțeleg de ce repulsia asta față de Plahotniuc și într-o totul o susțin. Asta nu e repulsie. Bun, deci atitudinea aceasta, hai să spunem așa. Mie de fapt niciodată nu mi-a plăcut acest concept o apă și un pământ. Încă atunci când noi am început să aplicăm acest concept pentru toți în Republica Moldova, atunci diferențierea s-a terminat și atunci noi pe toți, noi de fapt am rămas izolați de acei oameni care într-un fel ar fi putut să ne ajute sau cel puțin ar fi putut să contribuie la schimbarea situației. Eu pur și simplu vreau să vă aduc aminte că așa cum domnul Negruț a fost izolat la timpul respectiv în calitate de ministru a finanțelor, atacul împotriva Popoșarului a pornit în 2011 Filat. Și noi foarte mult am așteptat de la el că el va duce acest atac până la capăt. Dar hai tot să ne aducem aminte. Nu prea l-am susținut atunci când am vorbit că mâncam popcorn. Toți mâncam popcorn. Domnul, cine nu l-a susținut? Domnul, aici greșit puțin. Vreau să vă spun o chestie, poate sunt unii în acest studio, cel puțin, în acest studio a vorbit foarte mult. Este adevărat. L-a sprijinit foarte mult. Numai nu trebuie să exagerăm valoarea acestui studio în opinia publică. Nu exagerez. Să nu uităm. Trebuie să mă ridic. Eu înțeleg. Nu noi l-am tras de mâine. Adică noi am vrut că el să facă lucrul ăsta. Dar când a făcut lucrul ăsta, noi l-am admirat unul la mână. Este foarte mult un sprijin moral. Da, noi n-am putut altfel să luptăm. Stai o clipă, că acuși am să mă prefac în apărătorul mare al lui Filat. N-aș vrea să fac acest lucru. Același lucru s-a repetat în 2013, când iarăși a pornit acest atac în speranța că va fi o...
Eu cred că în mare fel a greșit atunci când nu a încercat el singur să creeze o susținere largă în societate în favoarea poziției pe care... Vorbiți de 2013. În 2013, da, și așa mai departe, fiindcă el de fapt a plătit cu propriul post de prim-ministru și cu cariera sa politică pentru aia. Mai puțin contează, ce a fost, a plătit, a plătit cu familia lui, a plătit cu soarta... Apropo, e treaba lui. E sigur că treaba lui. El, orice politician își asumă riscurile pentru ceea ce face. Riscurile sale, dar nu și ale țării. Pentru că riscurile țării sunt mai importante decât tot felul de interese personale. Este adevărat. Cine a pune în discuție această problemă? Eu despre altceva vorbesc. Și fiindcă este o temă care în permanent se dezbate la această masă rotundă. Este tema implicării societății în favoarea unui curent care ar putea până la urmă să asaneze societatea pe ansamblu. Atâta timp cât de asanarea societății se va ocupa doar partea de vârf a clasei politice, nimic nu o să iasă. Și exemplul lui Filat demonstrează acest lucru. Demonstrează. Până la urmă ei se înțeleg între ei sau nu știu cum unul este bătut de altul și clasa politică astăzi în Republica Moldova n-are, nu dispune de un potențial intern ca să se purifice într-o formulă automată sau să se autopurifice. Dar dorește clasa politică? Sau dar nu știu dacă dorește. Eu cred că nu. Și atunci este nevoie ca să existe un pressing, să existe o presiune din partea societății care se impune clasa politică. Și asta e posibil când este mass media liberă, așa când societatea civilă are acces să-și spună punctul de vedere. Despre asta și vorbesc. Nu din 20 de posturi TV doar 1, 2, 3 oferă astfel de discuții. Toate celelalte filtrează, manipulează și duce o anumită propagandă. Deja nu vorbim de ceva pe extern, vorbim de intern. Avem puțin timp până la pauză. Domnul Negruță, am să vă dau dreptate. Pentru mine emblematic rămâne o imagine pe care am dat-o odată aici la cabinetul din umbră cu pădurea de microfoane de la București când cineva iese de la DNA și un singur microfon după un deputat care are un dosar penal. Fac doar o singură totalizare, o singură încheiere la ceea ce am vorbit până acum. În cazul băncii de economii mereu se întâmplă, văd eu o legitate. În 2011 au fost intentate procese de judecată celor doi oameni de afaceri care au avut treabă. În 2015 sunt târâți prin judecată alte două persoane care au vorbit despre cazul BEM. Este vorba de Viceslav Negruță și Viceslav Ioniță, care acum sunt hărțuiți prin instanța de judecată. Cazul meu este un pic diferit. Nu cred că eu sunt hărțuit nu pe cazul BEM. Nu pe cazul BEM, dar nu. Din cauza BEM. Din cauza BEM. Asta pe motivul BEM. Pe motivul BEM-ului la domnul Negruță deja sunt 2 ani când s-au apucat. 3 aproape. 3 ani și din păcate mișcare puțină. Din simplu motiv, probabil că... Uneori și mai aduc aminte să mai mișcă. Da. Încerc să le aduc aminte, inclusiv cu ajutorul partenerilor externi care monitorizează cazul, că ar fi cazul și judecătorul și procurorul și alte părți mai vin în judecată. Să nu stea Negruța cu avocatul sub ușă și să aștept să intre domnul Andrei, ceilalți în ședință. Domnul Andrei Năsari, fiindcă până la pauză aș vrea să consumăm acest subiect, ați pomenit de dosare, că le văd aici pe masă. Probabil că este vorba și de judecătorii despre care se vorbește atât de mult, asupra cărora practic se pune la cale o răfuială. Până la pauză, despre ce este vorba și încă o dată acest caz, la ce se reduce? Da, eu veneam la emisiune cu gândul că voi întâlni aici pe Poale Luni sau pe Micu sau pe Gurin sau pe Druță, spre exemplu, da? Pentru că, nu știu dacă ați observat, dar la posturile lui Plahotniuc, să nu vă supere domnul Săranu că tot o să folosesc numele ăsta, dar sunt ale lui. Nu sunt ale altcuiva, sunt ale lui. Publica este a lui, Prime-ul a lui, Canalia 1 a lui, Canalia 2 a lui și așa mai departe. Deci, la posturile lui, înainte de... Dar de ce crezi că mă supăr când... Nu, pentru că ați spus că este o repulsie. Vreau să vă mai spun o chestie. O persoană, o doamnă de la o post de radio, foarte important, mi-a spus că este răzbunarea mea față de Plahotniuc. Și am spus, dar dacă n-ar fi făcut porcările de Plahotniuc, credeți că eu i-aș fi folosit deodată numele, i-aș fi spus deodată numele, dacă n-ar fi furat, dar n-ar fi condamnat, și așa mai departe. Bine. Eu credeam că va veni vreo unul din indivizii ăștia, pentru că i-am văzut la toate posturile și zic, poate totuși într-un final vin și la Jurnal TV. Nu vor să vină. Știți de ce nu vor să vină? Pentru că ei știu foarte bine că aici o să le se aducă niște dosare. Am aici două dosare pe care le-am afișat de la bun început. Sunt două dosare în care
Pe lângă cei trei judecători care au luat acea decizie la Curtea Supremă de Justiție în cazul Aroma Flori și NLG, Dinis NLG, în care statul Republica Moldova a fost devalizat de aproape 5 milioane de lei, deci trei judecători ar trebui să facă pușcărie. Dacă se confirmă ceea ce se vorbește în culoarele Curții Supreme de Justiție și a Consiliului Superior de Magistratură, tot pe aceste dosare ar trebui să facă pușcărie și Mihai Poale Vunci. Cel mai important sau cel după mai... După părerea mea. Adică după părerea dumneavoastră. N-ați fost atent, domnul Țăranu, n-ați fost atent. Am spus că dacă se confirmă faptul ce se vorbește prin culoarele Curții Supreme de Justiție și a Consiliului Superior de Magistratură, pe aceste două cazuri, pe lângă cei trei judecători, pentru care președintele Asociației Judecătorilor din Republica Moldova, Ion Druță, judecătoarea Sârcu, Ion Druță, judecătoarea Sârcu, judecătoarea Clevadă, ar trebui să facă pușcărie și Mihai Poale Lungi. Ei, asta face că Ion Druță, deși are o procedură disciplinară, este tărăgănată la nesfârșit astfel încât să-și obțină al doilea mandat de președinte al Asociației Judecătorilor. Fiica lui Sârcu este... Sper că mă încadrez. Dacă mi-l dați toate mie. Fiica lui Sârcu este promovată fără a avea niciun fel de oponență din partea judecătorilor care au fost sfătuiți să nu participe la concurs. Este promovată la Institutul Național de Justiție. Fiica lui Clebadă, în aceste două cazuri, este promovată de la o judecătorie din provincie la judecătoria lui Finul, lui Poale Lungi, din Rășcani. Dinastii adevărate, da? Dar cum să nu? Păi Finul acolo, așa mai departe. Bun. Și aici nu se termină totul. Acești indivizi care în mod normal ar trebui să facă pușcărie, ce fac ei? Pun la cale o făcătură împotriva judecătorilor care li s-au opus să facă acea devalizare. Cum o fac? Îi prind, îi vânează timp de 3 ani de zile. Îi vânează ca să facă o greșeală, ca să poate iau într-o bună zâmită. Și uite că după 3 ani de zile, doi dintre acești judecători, pentru că ei erau ținta de fapt, e vorba de Marina Anton și Ion Secrierul de la Curia de Apel Chișinău, au gafat și într-o hotărâre de judecată, după ce au pronunțat-o în mod legal, în mod procedural corect și așa mai departe, din neatenția asistentului lor, fac o greșeală redactare tehnică a acelei decizii. Ei, și cum ajunge dosarul la judecătorul Druță? De acum distribuirea aleatorii sau mai puțin aleatorii, mai puțin important. Druță, împreună cu un individ care așteaptă să ajungă la pensie de grabă și după asta Poale Lungi să-l facă șeful inspecției judiciare la CSM, el deja simte acolo șeful inspecției judiciare, împreună cu ăsta și încă unul, care este și pe pensie, dar și pe, am înțeles că este foarte, foarte bolnav, emit o decizie prin care îi ridic mingea la fileu procurorul general care, spre rușinea lui, nu a mea, eu îl cunosc pe Corneliu Gurean, știu capacitățile lui, dar spre rușinea lui nici măcar nu se uită în dosar și face un demers către CSM. Mihai Poale Lungi face toate diligențele așa, între ghilimele, pentru că el a făcut toate porcăriile posibile ca să obțină o majoritate și chiar le cerea judecătorilor ca să voteze chiar în unanimitate și le spunea că astea sunt cerințele europenilor, americanilor și așa mai departe să intenteze dosar penal acestor, vorbesc de doi judecători, ținta sunt doi judecători. În realitate ei atrag pe cinci pentru ca să-i folosească pe ceilalți trei într-un fel de martor, știți foarte bine, Jălezne Svidetele se cheamă în limbajul lor mafiotic. Ei bun, ca până la urmă să se întâmple acea mizerie de care vă vorbesc eu și să intenteze să se obțină acordul CSM-ului împotriva acestor oameni. La scurt timp, la o săptămână distanță, în regim de urgență, dacă vă știți foarte bine că ieri nu era ședință de CSM, în regim de urgență, CSM-ul convacă iarăși ședință și încearcă să obțină acordul procurorului general într-un alt caz, unul dintre astea, împotriva știți cui? A domnicăi Manole. S-a vorbit foarte mult din domnica Manuale, cea care nu a fost promovată la Curtea Supremă de Justiție, deși avea nota cea mai mare, și mai departe. Ei, sigur că s-a reacționat, o bună parte a presiei a reacționat, a spus că nu se poate, indiferent. Dar de ce se face chestia asta? De ce se face chestia asta? Pentru unul, pentru a se mima lupta cu corupția, anticorupția sau așa, și în același timp
este un act de răzbunare. Acești indivizi, druță, poale lungi, micu și așa mai departe, ei se cred un fel de Dumnezei ai zonei. Dar pe cine se răzbună? Pe acești judecători? Pe acești judecători, dar care-i cauza? Cauza? Motiv? Am să vă spun. Acești judecători, și a spus-o presa în numărate rânduri, și azi ceea ce a făcut domnul Constantin Cheianu este absolut, cum să spun eu, este atât de... La pug. Atât de perfect, dacă pot spune așa. A spus foarte clar care sunt dosarele pe care s-au opus Marina Anton, dosarele pe care s-au opus Secrierul. 200 și ceva de milioane se cerea în cazul Norma, în care s-au opus Secrierul. În cazul... Adică spuneți că acești judecători sunt onești. Doi dintre ei, pentru că eu personal, care am spus atâta... În ce constă esența totuși? Esența este simplu. Este răzbunarea unor indivizi care, în încercarea de a se salva, încearcă acum să scoată țapii și plășitori în acest sistem. Și ei prezintă lucrul ăsta drept luptă cu corupția. Și ei prezintă drept luptă cu corupția și o prezintă europenilor care bagă în sistemul de reformare a justiției peste 60 de milioane de euro. Cazuri, uitați-vă, din astea. Ei, uitați-vă, astea trei cazuri, asta înseamnă, în momentul de față, asta înseamnă 3-3 și încă 5 înseamnă 11 judecători care ar trebui să stea pe banca acuzaților. Între ei, printre ei, nu este nici Secrierul, nu este nici Anton, nu este nici Ciugureanu, nu este nici Cotruță, nu este nici Crețu, același Crețu care a tras sau n-a tras în pădurea domnească. Eu acum am ajuns să-l apăr pe Crețu. Pentru că este o nedreptate ce se întâmplă. Dacă a greșit la pădurea dumnească să stea la pușcărie, dacă nu a greșit să fie eliberat, și așa mai departe. Arnaut, spre exemplu, cel care, dacă vă amintiți, a luat o parcare a oamenilor și a făcut acolo graj, sau nu știu, s-a făcut el, da? Astăzi am ajuns să-l apăr și pe ăsta pentru că îi se face o nedreptate. Păi, dar nu putem să facem justiție selectivă sau să facem așa cum ne dorește propriul orgoliu sau rânză. Iată, de fapt, ce se întâmplă în cazul celor doi judecători, sau cinci judecători care... Plecăm în publicitate, revenim, fiindcă avem de discutat cel puțin două chestiuni foarte interesante. Stați aproape, revenim. Un subiect care vreau să ne referim în continuare este, de fapt, o prelungire a unei teme mai largi, pe care o tot vorbim la cabinetul din umbră, și anume este vorba despre tot ce se întâmplă în ultima oră, în ultimele zile, ultimele luni, la București, în România, în acest sector al justiției. Iată că am ajuns să o vedem și pe asta. Fostul președinte Traian Băsescu s-a trezit cu un dosar penal. Cu ce se va solda? E de vină sau nu e de vină Băsescu? E cu totul alt subiect de discuții. Ceea ce vreau să vă spun însă este că între acest proces, acest dosar al lui Traian Băsescu și televiziunile rusești, care intoxifică de seară omul nostru, există o legătură directă. Care este această legătură? Dacă CCA-ul nostru ar fi aplicat corect legea și ar fi suspendat licențele de emisie a acestor televiziuni, atunci noi am fi avut posibilitate să ne uităm poate mai mult la televiziunile din România și am fi aflat, omul nostru simplu, ar fi aflat în fiecare seară că în România se întâmplă lucruri absolut extraordinare. Fiecare zi DNA-ul cheamă la interogatorii noi și noi bănuiți care sunt intentate dosare, fie în urma unor cercetări ale procurorilor, fie în urma unor denunțuri. Omul nostru ar fi aflat că în România s-a pornit o luptă pe bune, nu mimată, o luptă intransigentă cu corupția. Foști miniștri, foști deputați, foști șefi de servicii și agenții de stat, toată această lume, dar și oameni de afaceri care au avut afaceri cu statul, afaceri necurate, toată această lume, iată că apare în fața DNA-ului și este trimisă în instanța de judecată. De ce nu vedem noi seară de seară acest lucru? Fiindcă să nu se știe că alături, iată aici, nu Lituania, aici, alături de noi, e posibil să se întâmple lucrul ăsta. Eu mi-aduc aminte, cred că și colegii mei de studio pot spune asta, președintele Bulgariei, acum două săptămâni, trei,
fiind în vizită la București, n-a putut să-și ascunde acest sentiment de uimire și admirație. Și i-a spus președintelui Iohannis: noi ar trebui să învățăm de la voi cum se luptă cu corupția mare. Ăsta este cuvântul magic, cuvântul cheie. Marea corupție. Nu 200 de euro dați mită unui profesor sau unui medic. Așadar, revenim și poate continuăm un pic tema asta a justiției. Nu atât cazul Băsescu, l-am adus doar ca un exemplu, că se poate, că e posibil și nu e nimic ieșit din comun. Deja în România asta se întâmplă. La noi, am să pun întrebări retorice, dar nu știu cum să procedez altfel, la noi, de ce nu vedem măcar, nu știu, un vicepreședinte de partid, un deputat simplu, căruia se deschide pe lucruri semnalate de presă? Hai să le spunem cetățenilor pentru ce a fost adus Traian Băsescu și pentru ce i s-a intentat dosar penal. E pentru firea, da. Dacă tot n-au televiziune românești și nu știu, în toamnă, o senatoare, Gabriela Vrânceanu Firea, fostă ziaristă de la Antena 3, un post cam propagandistic al PSD-ului, l-a acuzat pe Traian Băsescu, pe fiica lui, de niște afaceri cu terenul. Și singurul lucru la un post de televiziune în direct pe care și l-a permis Băsescu a fost să-i spună că, doamnă, fii atentă că soțul dumitale... Să găsești soțul acasă. Da, dar n-a spus-o în sensul ăsta, a spus-o că ar putea să-l ia și pe dânsul DNA-ul pentru că e implicat în multe chestii. Și Gabriela Firea a depus o plângere și acum Traian Băsescu este anchetat pentru șantaj. Deci, hai ca să înțelegem foarte bine cum funcționează justiția în România și cum a ajuns. Cazul Băsescu este extrem de relevant, dar astăzi se discută foarte mult în România despre Darius Vâlcov, ministrul finanțelor, un apropiat al premierului Victor Ponta, un om care acum câțiva ani a fost promovat de Traian Băsescu pentru că era un tânăr de perspectivă, un tânăr extraordinar. Toată lumea îl apreciază ca specialist, dar omul a gafat și va face pușcărie. Șeful agenției de integritate. Da, Horia Georgescu. Horia Georgescu. Exact. Care a venit frumușel cu geamandanul la pușcărie. Alex, eu cred că este foarte important ce se întâmplă în România și cazul domnului Băsescu, eu cred că va fi rezolvat. Va fi bine sau nu. Noi ar trebui să răspundem totuși la întrebarea de ce la noi nu se întâmplă așa ceva. Nu foarte, de ce se întâmplă acolo. Simplu, pentru că acolo e clar. A pornit procesul, el nu mai poate fi terminat, nu se mai poate încetini, opri, pentru că valul merge, pentru că acolo instituțiile deja lucrează, pentru că au intrat în... Cum se cheamă chestia asta? Într-un regim automat. Într-un regim automat, justiția nu mai, procurorul nu mai vrea să mai ia mită, judecătorul tot așa și așa mai departe. De ce nu se întâmplă la noi? E simplu de tot. Pentru că doi sau trei, ca să nu supăr aici pe nimeni, că ar fi numai unul, deși este unul, nu sunt, deși sunt trei valori, cel care rezolvă toate lucrurile în Republica asta așa cum dorește, el totuși rămâne unul, Plahotniuc. El nu-și dorește ca în momentul de față, nici măcar un judecător care i-a servit în atacurile Raider, care i-a servit în spălările de bani, care i-a servit în condamnările la comandă, să fie tras la răspundere. De asta vorbesc despre de ce un pedagog și de ce un... Da? Dacă ar fi 3-4 judecători din ăștia, înțelegeți că ei ar deschide gura? Ar spune în folosul cui a făcut-o. Eu am aici, uitați-vă, ăsta este dosarul, e simplu de tot, uitați-vă cât de scurt. De 18 miliarde de dolari spălați prin justiția din Republica Moldova. 17 judecători astăzi ar trebui să stea în pușcărie. Nu pe banca acuzaților, ci în pușcărie. De ce nu o face Plahotniuc chestia asta? Doar are procurorul general la degetul mic. Doar are pe poale lungi atunci când îl vrea el. Dacă vrea, așa îi face și vine oricând. Președintele Curții de Apel Chișinău, Pleșca, pe toți îi are la îndemână. De ce nu o face? Nimeni nu taie gâtul găinii care aduce ouă. Care aduce ouă. Foarte bun. Și nu numai spălările de bani. În cazul Banca de Economii, despre care tot am vorbit aici, eu am numărat atunci, nu mi-amintesc exact, pentru că am o statistică și am pentru fiecare care este contribuția și așa mai departe, dar cel puțin vreo 16 judecători. Cel puțin. Ca să nu mai vorbesc aici de cei de la Banca Națională, ca să nu mai vorbesc aici de deciziile administrative luate la nivel de guvern,
Și chiar dacă noi am fi în România astăzi, credeți-mă, cei 50 ceva de deputați care au decis în mod ilegal, flagrant ilegal, ca cota parte a statului, 56%, să ajungă pe mâna unor bandiți, în folosul sau în beneficiul acestor doi bandiți, pardon, trei, pentru că acolo și Voronin a avut anumite prin comisiile lui și așa mai departe. Deci, ăștia ar fi astăzi anchetați, cel puțin, pentru că decizia, cine se îmbată cu ideea că, domnule, a fost o decizie colectivă, a fost o decizie politică, la nivel de parlament, de reprezentanță a puterii de stat și a populației, este fals. Exact. Astăzi, cei 50, nu mai țin minte câți au votat atunci, dar cred că erau vreo 53-54 de deputați, astăzi ar sta, din punctul meu de vedere, ca să vă spun domnul Țăranu, pe banca acuzaților, cel puțin, dacă nu pușcărie. Iată de ce nu se vrea. Pentru că, și încă o chestie ca să știți foarte bine, din 2010 încoace au început în mod paralel atacurile Raider, cu cei doi oameni de afaceri, tot în paralel au mers devalizările bugetului de stat. În paralel au mers din 2010 până în 2013, când pentru prima oară, și îmi pare rău să-l dezamăgesc acum pe Mihai Poalelungi, el a ieșit cu un an mai târziu decât mine și a vorbit despre spălările de bani de miliarde, eu am ieșit cu un an înainte și nimeni nu s-a sesizat atunci. Și a patrulea șir de infracțiune a fost început în 2010 și terminate până astăzi, darea acelor credite neacoperite atunci a început. Noi acum, da, e adevărat, apogeul a ajuns în 2014 sau 2013-2014, dar ele au pornit în paralel în 2010 cu instaurarea acestei companii, am spus. Da? Revin la întrebarea mea și mă duc aminte, zilele astea am discutat cu cineva, cu o persoană de la București, suspusă, care mi-a reprodus o discuție cu Codruța Chiovești, procurorul general al Direcției Naționale Anticorupție, care îi se destăinuia, spunea că, uite, acum în ultimii doi ani, pentru procurorii noștri e mai ușor, și în general pentru direcție, e mai ușor să lucrăm. De ce? Fiindcă lumea în România nu se mai teme să facă denunțuri. Da. Este un filmuleț. M-am gândit că prima mea reacție a fost, domnule, e aplicabil la noi și acest lucru. Dar după un scurt timp mi-am dat seama că nici acest lucru nu este aplicabil la noi. Procurorii de aici sunt în continuare dispuși să deschidă dosare pe fapte mărunte și perspectiva unui dosar de răsunet se amână de la un an la altul. Știi, Val, eu ieri într-o emisiune televizată am propus colegilor din platou să-și facă un exercițiu de imaginație și să închipuie ce ar fi fost, cum ar fi fost ieșit de la CNA, mai bine zis, de la DNA, tipul care acum a făcut o conferință de presă. Dar ar fi ieșit? După 8 ori. Ar fi ieșit cu mâinile încătușate. Nu, că da, dar ei iau celule acolo, la ce n-ar mai fi. Nu, dar de obicei el scoate afară ca să vadă publicul și televiziunea să ia secvențele corespunzătoare. Și atunci unim toate trei epizoade pe care le-am discutat aici. Deci televiziunea, mass media, deci BEMO, justiția și necesitatea de a întrona o justiție adevărată aici în Republica Moldova. Ai perfectă dreptate, Val. Opinia publică trebuie să fie pregătită pentru ceea ce se numește denunțarea corupției. Oamenii trebuie să știe, eu pot să denunț un om, un coruptibil pentru, și eu am să fiu pentru aia mai nu sancționat. N-am să fiu apreciat. Da, n-ai să plătești nimic. Și n-ai să-i procesezi. Și atunci, uitați-vă, ieri o țară întreagă l-a văzut pe domnul Șor ieșind după 8 ore sau mai altă, da? De interogatoriu de la CNA, înconjurat de bodyguards care se așează în mașina sa luxoasă și merge la aeroport, se așează în avionul său și pleacă după că lui nici nu s-a invocat clauza aceasta din împărăsirea țării. Apropo, chestii, mă scuzați, să fac numai concluzia. Și atunci, la ce trebuie să se gândească omul simplu? Măi, ăsta a furat, bun, nu spun că a furat,
Dar este bănuit că a furat un miliard de euro și el ușor pleacă cu avionul. Bună treabă. Gigi Becali a încercat să procedeze exact la fel în 2012 pe un alt dosar. Da, și el era doar bănuit. A mers la, era în preajma Paștelui, el... Așa da, e bun exemplu. A mers la aeroport, a încercat să se urce într-un avion charter și acolo serviciile secrete, imediat împreună, cu polițiștii, cu procurorii, au venit și au pus cătușile. Și l-au dus pe Gigi la pușcărie și a făcut și Paștele acolo. Da. Și era doar bănuit. Deci, fără a avea vreo interdicție de părstiță. Și el are calitate... Exact, același lucru. Așa se zice iarăși, domnul Țăranu, pentru că la fel cum se spunea că s-au făcut 26 de percheziții la IPTEH. Rețineți că aici e foarte interesant să spui, când vorbești de Banca de Economii și de IPTEH, toată lumea înțelege filat. Fals sau nefals, dar are grijă cineva ca neapărat să le asocieze, știți? A verificat cineva dacă au fost făcute 26 de percheziții? Nu, niciodată. A verificat cineva dacă bufonul ăsta are calitate de bănuit? Nu. A verificat cineva când pleacă, cum pleacă și cine îl împinge să plece? Pentru că imediat după ce a plecat, repede televiziunea lui Plahotniuc Linici au avut grijă să prezinte că i-au plecat și mai departe. Dar de ce nu știm cine sunt cei doi reținuți? Ce drogați, ce vânzători de pești sunt? Că doar două persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Cine sunt ei? Domn Bătnaru, revenind la ideea cu denunțul, spuneți-mi, vă rog, adresarea unui ministru al finanțelor către Consiliul Suprem de Securitate. Ce poate fi mai... Unde sunt cu lux de amănunt descrise situațiile, plus sunt ridicate probleme de securitate, securitate a statului și securitatea financiară. Inclusiv este remarca că dacă se adeverește că anumit grup de cetățeni activează concertat și așa mai departe, există riscul expunerii sectorului bancar față de, inclusiv din exterior, securitatea statului. Deci, se prezintă Consiliul Suprem de Securitate, unde este și Procurorul General, unde este și directorul CCC la acea vreme. Poate să se autosesizeze instituția statului. Eu cred că este obligată. Noi am avut situația când procurorul general spune că dar nimeni nu s-a adresat. Câteva luni în urmă. Da. Și atunci a trebuit să-i fac un fel de surpriz pentru procuror, dacă vă aduceți aminte. Am scris un articol unde i-am și pus materialele care sunt în arhiva. Domnule Negruță, potrivit legislației, nici măcar nu era nevoie ca statul să se sesizeze sau nu știu, era suficient ca el să se autosesizeze. Dar totuși, o chestie foarte importantă, noi vorbim aici de denunț. Am să mă întorc iarăși la 2010. Victor Șubirel Țopa a ieșit public, l-a denunțat pe Plahotniuc pentru atacuri în Raider. Răzvan Paveliu l-a denunțat pentru preluarea licenței terestre pentru TVR. Ce s-a întâmplat cu cei care l-a denunțat pe Plahotniuc? Au fost condamnați cu toții și au trebuit să plece. Ei au plecat în Germania, n-au plecat în spațiul ăsta dubios, Belarus și mai departe. Păi, cum să mai ridice acum cineva să facă un denunț? Sau vorbesc de judecătorii ăștia. L-ați văzut pe secretarul cum vorbea? Domnule, este o persecuție. Păi, știți cum stau judecătorii noștri? Știți cum stăteau data trecută la ședința adunării generale a judecătorilor? Așa stăteau plouați, se uitau, să nu cumva să așeze cel care alaltă ieri a stat pe banca la CSM. Ne-au băgat în oasele oamenilor, au băgat așa o frică. Noi ne uităm la proteste. Domnul Saran, dumneavoastră sunteți un specialist bun în materia asta. Dumneavoastră, vedeți până unde ne-am degradat, că noi nu putem să ieșim în stradă 300 de oameni? Da, este adevărat. Deci nu, oamenii deja au frica, domnule, ce se întâmplă? S-a zvonit atâta timp că Plahotniuc avea o armată de 600-700 de... Unii exagerează, eu, din punctul meu de vedere, se exagerează, pentru că 600, dacă vrei, bine, îi pui la pământ, nu e nicio fel de problemă. Dar frica oamenilor, pentru că ei au cazul 7 aprilie, când un tânăr a murit acolo și nici până azi nu se știe care sunt, de ce a murit, cum a murit. Și atunci... Noi vorbim de denunț. Sunt țări în Uniunea Europeană și vorbesc despre Germania, pe care o cunosc la un anumit nivel. Acolo fiecare cetățean este responsabil. Dacă a văzut la vecin, este deschisă ușa, neapărat va veni și va vedea dacă nu este un hoț, iar înainte de asta va avea grijă să sune la poliție. Păi, la noi nu o să avem cultura asta niciodată? O să avem. Nu o să avem, domnul Țăran, știți de ce? O să treacă decenii.
Poate. O să prindem neapărat numai dacă o să perseverăm și o să intrăm în spațiul acesta valoric european. Nu avem încotro, o să ne dăm cu Europa. Problema noastră că există și o alternativă. Există alternativă să intrăm în alt spațiu. Mai bine să rămânem în acest spațiu, iată, cu toate dezastrele acestea și cu toată mizeria asta în care astăzi trăim. Eu nu știu câte minute mai avem, dar doresc să fac o scurtă incursiune din 2009 până astăzi, pentru, în opinia mea, pentru a mai înțelege încă o dată cine de fapt sistemul și cine este vinovat de starea de lucru de astăzi. Pentru că în 2009 a fost un entuziasm extraordinar, am schimbat lucrurile, în 2010 a început să apară mass media nouă, mass media care la început activa foarte bine, nu activează cum activează astăzi, preluată de altcineva. Lucrurile au început foarte, foarte mult să tremure din 2010, după o apariție publică a unui individ pe care îl cheamă Vladimir Plahotniuc, care a apărut la postul său de televiziune în vara anului 2010 și în care a pozat așa într-un înger, într-un om extraordinar de bun și în care a dat era de înțeles... Era un fel de good night în Moldova. Exact. În care a dat de înțeles, domnule, eu sunt șeful și de aici înainte o să vedeți. Și ce s-a întâmplat? Nimeni nu l-a crezut atunci, dar în zadar. Nimeni nu i-a crezut nici pe oamenii care au spus, domnule, cât de periculos este Plahotniuc. Pentru că eu am fost unul dintre puțini, acum nu vreau să mă laud aici, dar încă din 2010, încă a doua zi, după prima ieșire a lui Plahotniuc, cine nu mă crede, să caut pe Google Plahotniuc și moldovenii. A doua zi după acel articol, voi face o dezvăluire în premieră, Eugen Sturza și încă cineva care deține o funcție publică în prezent în Republica Moldova, mi-a dat înțeles, domnule, stai, unde te-ai pornit, ce faci? Pentru că atunci lucram la o instituție publică. Ce faci? Tu ce nu-ți dai seama? Nu e timpul, nu fă asta. De atunci, pe aia au ieșit oameni public care au spus ce înseamnă acest individ Plahotniuc. În 2011 a încercat filat prima dată, a fost închis. I s-a închis gura. Ulterior a început să acapareze ușor tot mai multă justiție. L-a adus pe poale lungi în fruntea judecătorilor. A început să acapareze tot mai multă mass media, pentru că de la Prime și 2+, și-a mai luat frecvențele NIT-ului, închizând NIT-ul, pentru că astăzi NIT este canal 3. Astăzi toate frecvențele NIT-ului sunt canal 3. A luat de la Sorino Vintu Publica TV singura televiziune de știri. O altă televiziune de știri, Jurnal TV, practic a îngenunchiat-o și nu i-a permis să fie de știri prin faptul că domină piața de publicitate prin Casa Media, 70-80% din piața de publicitate și practic nu permite altor posturi de televiziune să existe și să informeze. Cu chiu, cu vai și cu bunătate unui om care astăzi se află în Germania, condamnat la pușcărie de Plahotniuc și care ia bani de la gura copilor lui pentru a ține această televiziune și a mai lumina, pentru că este practic singura făclie, și nu o spun eu, dar o spun ambasadorii internaționali, deci datorită acelui om. Ulterior, ce s-a întâmplat în 2013... 5 minute avem să mai vorbească și foarte scurt. Când Filat din nou a făcut o încercare de a arăta tuturor cine este acest individ Plahotniuc și am văzut a doua zi ce s-a întâmplat. Mascați în guvern, convorbiri telefonice scoase. Cine le-a scos, dragi telespectatori? Cine le-a interceptat? Cine le-a interceptat? Este important aici, cu ce drept. Pentru că, indiferent, că fi rău Filat, voie să termin. Atunci, practic, i s-a pus cruce pe cariera lui Filat. Ce s-a întâmplat în 2014, când iarăși foarte puțini oameni au spus, domnule, nu vă temeți atât de fobia asta rusă creată tot de presa lui Plahotniuc. S-a spus clar și iarăși nu vreau să mă laud, dar din septembrie, prima dată, am scris un articol intitulat Alianța pentru Plahotniuc se pregătește, în care am spus clar PCRM,
PLD, MEI și PD vor face alianță pentru că așa vrea Plahotniuc. Pentru că Plahotniuc îi controlează și îi șantajează pe Voroni și pe Filat și va face ce va vrea cu ei, cu ei și cu partidele lor. Și s-a văzut. Atunci când Ghimpu a devenit okay. un pic... Mergem cu rămas câte un minut pentru fiecare să tragem concluziile de rigoare și tradiționale, cum facem la fiecare sfârșit de emisiune. Cine? Domnul Săranu? Cazul Ubie nu mai poate fi mușamalizat, nu poate fi ascuns. Cazul Ubie va rămâne ca o rană deschisă și se va tămădui, se va vindeca doar atunci când în această țară va fi schimbat sistemul. Iar sistemul poate fi schimbat doar atunci când se va produce reforma, când justiția va deveni una liberă, iar păpușarii din spatele cortinii vor dispărea și mai mult nu vor trage de ață. Iar pe scenă vor juca nu păpușile, dar actorii adevărați. Dacă au mai rămas, domnul Nicuț. Totuși, eu cred că toate cele întâmplate în sectorul financiar, bancar, și mă refer nu doar la bănci, e vorba și de companii asigurări, companii de leasing, alte companii de asociații de economii și împrumut care au fost extrase resursele financiare din acestea. Lucrurile care s-au întâmplat și se întâmplă trebuie oprite imediat. Pentru aceasta este nevoie ca toate instituțiile statului imediat să se așeze la o masă și să stabilească un program anticriză care să includă în sine și instrumentariul legal necesar, termen, perioadă de timp și responsabil pentru a stabiliza situația. Este inadmisibil când deciziile pe acest sector se iau în altă parte decât în guvern și în parlament, iar guvernul și parlamentul a devenit o fabrică de legalizare a ilegalităților. Fel de fel de comisii create care nu au nici drept moral să examineze astfel de situații se ocupă acum de fapt cu mușamalizarea cazului și încercarea de a închide pagina tristă prin care a trecut Banca de Economie în 2014, dar și alte bănci. Toate cele situații pe care le-am avut inclusiv cu manipulările pe piața valutară sunt făcute din buzunarul cetățeanului, este scos banul, cum spunea și guvernatorul Băncii Naționale, din saltele au fost scoase toate rezervele cetățenilor, dar mai trist este și mai trist că oamenii de afaceri au fost și au pierdut din aceste întâmplări care au avut loc. Dar nimic nu dispare fără urmă, a apărut în bilanțul a trei bănci venituri de la aceste speculații valutare. Este cazul să avem un plan anticriză în care oamenii, primele persoane în stat, președinte, prim-ministru și miniștri competenți, agenții care țin reglementarea domeniilor, în cele din urmă să se apucă de muncă. Iar instituțiile din domeniul justiției să înceapă unul câte unul, să-i tragă la răspundere pe cei care se fac vinoveți de cele întâmplate. Andrei, acest lucru nu se va întâmpla, domnul Negruță, în curând, decât dacă va cădea într-o bună zi Plahotniuc. Numele răului din Republica Moldova este Plahotniuc. Acest rău are un nume, este Plahotniuc. Numele răului din justiția din Republica Moldova este Poale Lungi. Ca acest lucru să nu se întâmple, acești indivizi trebuie să cadă. Și am să rog regia sau cei care cu camera să ia în imagine această hârtie pe care apare numele lui Micu, o altă sculă a acestei oligarhii, președintele CSM-ului, pe care apare un înscris. Din punctul meu de vedere este cel puțin un trafic de influență. Să-l vadă procurorul general și să ne spună există sau nu există infracțiuni în acest caz. Dreaptă spre cameră. Și pentru ca să nu se întâmple și ca să avem totuși un răspuns la această întrebare, platforma civică din care știți bine fac parte, vine mâine cu un apel public adresat Asociației Judecătorilor de Republica Moldova, pentru că este o asociație a Breslii, este o asociație profesională și nu legată de instituțiile statului și așa mai departe, la care le cerem ca de aici să înceapă schimbarea. Ei o pot face prin reacția cel puțin a 10-15 oameni, să știe, acești judecători trebuie să știe că au
sprijinul societății civile, să știe că într-o bună zi se pot ierta, chiar și păcatele se pot ierta, numai să vrea ca dintr-o bună zi să facă schimbarea. Dacă o să o facă de sâmbătă, ar fi un lucru foarte mare, ar fi un pas foarte important înspre ceea ce vorbiți și dumneavoastră și toți colegii din acest platou. Alex Cozer, 30 de secunde. Voi reveni la ideea unde m-am oprit. În 2015, când pentru prima dată în Republica Moldova s-a pus problema venirii unei justiții europene, unei justiții corecte, cel care a pus problema a fost eliminat. Și trebuie să înțelegem foarte bine. Astăzi clasa politică din Republica Moldova este putredă. Astăzi sistemul judecătoresc, domnul Andrei Năstase a demonstrat-o foarte bine, este putred. Republica Moldova poate să fie salvată doar de către o misiune europeană, așa cum se întâmplă astăzi în Ucraina. Mulțumesc foarte mult. Asta a fost totul pentru această joi. Ne revedem joia viitoare în preajma Zilei Unirii Basarabiei cu România și vom avea o discuție, din punctul meu de vedere, extrem de interesantă, utilă și importantă despre perspectivele unificării Republicii Moldova cu România. Ne vedem joia viitoare. Sunt Val Butnaru. Lumină, mai multă lumină! We'll be right back.